Bună ziua, frați, surori, pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am ieșit afară pe tereasa noastră, aici unde noi ieșim, și v-am arătat așa, nu de multe ori, da, de câteva ori. Da, da. Că suntem aici, da. Așteptăm pe Nora ca să mergem. Vine Nora. La spital. Da. La noi este timp frumos. Da. Bine, Nora, că am uitat ochelarii mei. Da. Acum am ieșit fără ochelari. Dar vreau să vă spun că la noi aici un pic e rece de dimineață. Adică nu e dimineață, este ora aproape 11:30. Și acum am ieșit fără ochelari, frasurori. Da, am uitat ochelarii și Nora s-a dus să mi le aducă, da? Acum ține așa, Nora. N-ai servețele în agenda? Nu am servețele, măi, dar toate sunt murdare. Trebuie să mă duc iară să iau servețele. Dar nu poți să stai așa cu ei. Lasă că merg, Nora, hai să te filmezi și pe tine. Vă spun și eu bună ziua și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care vă urmăriți. Da, Nora s-a îmbrăcat frumos acum, uitați. Elegantă și da, frumoasă. Și frumoasă. Da, sigur că da, o rochie frumoasă. Mergem la plimbare și așa. Mergem la plimbare, mergem cu Iosif la dinți. Da, și astăzi nu este chiar așa fric cum a fost ieri. Așa e, Nora, dar un pic tot mai bate, un pic vântul, vezi ce bate. Uite că tot mai bate. Da. Eu m-am îmbrăcat, frasurilor, pentru că eu sunt bolnavă, eu nu pot să umblu așa. Hai, arată-mă și pe mine, Nora. Eu sunt așa bubuță. Da. Vedeți? Eu așa umplu pentru că este frig, eu sunt bolnavă și mă protejez. Și nu că mă protejez, dar mi-este frică. Sunt bolnavă și eu când simt imediat frigul, să mă doare oasele. Da. De la frig. Așa că Nora trebuie să meargă, dacă mai este din alea, nu știu, sau să-mi aduci și aia care să șterge ochelarii, știi? Ce să vă spun? Până atunci dă camera la mine, Nora. Vreau să-l filmez pe Iosif, stai așa un pic. Până atunci Iosif vrea să cântă un pic dintr-o cântare frumoasă care este cu soare. Hai să vedem cum o cântă Iosif. Să intre soarele, să te lumineze, să te învioreze, soarele al nostru Iisus. Să-ți aducă pacea, să-ți dea mântuirea și căldura soarelui de sus. Lasă intră soarele, glorie Domnului! Lasă intră soarele în inima ta când e tristă ea. Și a intrat Iisus căldura sa, glorie Domnului Iisus, în veci de veci. În veci. Vedeți, frasurori, cum Dumnezeu lucrează cu Iosif? Da. Își aduce aminte de toate cântările. Ieri au mai cântat o cântare, dar acum eu nu mă amintesc, poate el își amintește, dar o cântare iară frumoasă, care a spus o cânta sora. Dar poate acum nu mai ți-aduce aminte, lasă. Și care mai știi tu? Hai, cântă una așa cu corabia aia care le place la frați și la surori. Fă-ți o corabie și urcă-te în ea, urcă-te în ea cu familia ta. Dar dă un pic asta jos, că poate nu-i voie cu șapca să cântăm. Fă-ți așa. Fă-ți o corabie, că-și vremea va veni, vremea va veni, curând te va răpi. Fă-ți o corabie și urcă-te în ea, urcă-te în ea cu familia ta. Fă-ți o corabie, că vremea va veni, vremea va veni, curând ne va răpi. Amin, slavă Glorie Domnului. Așa, frați, surori, prieteni dragi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne-am gândit să vă filmăm, să vă luăm cu noi, pentru că chiar vă spun drept, am văzut că vă place. Da, vă place să mergem la plimbare, vă place să vă uitați la noi mai mult decât când facem mâncare. Vă place să vă uitați, să vedeți și voi cum e aici în Belgia. Da. Da? E frumos. Uitați ce frumos e aici.
V-am mai arătat eu, dar pentru noi abonați care încă nu prea poate au văzut. Aici, așa, uitați ce frumos e la noi. Aici pe tereasă. Hai să mă duc mai încolo așa să arăt tereasa. Tu poți să stai acolo, Iosif, ca să fii. Cam așa arată tereasa asta. N-are scaune, frasurori. Nu are mese. Așa e făcută, da. Aici s-a făcut pe timpul pandemiei. S-a făcut tereasa asta, da, ea. Dar acum nu cred că oamenii o să mai vină, că uite, acolo la restaurantul ăsta deja a scos mesele afară și stau acolo. Poate dacă sunt mai mulți, vin clienți mai mult, poate o să vin aici, poate scoate tereasa și vin aici, aduc mesele, aduce scaune, poate o să stau, nu știu. Dar aparține de restaurantul ăsta, tereasa asta. Da. Și restaurant care tot aparține pe partea asta la altă. Aici, acum am întors camera, pe partea asta la altă aici, iar este un restaurant flamand, așa se spune. Cam ce este flamand? Vreau să vă spun că flamand e în limba așa ca germană, se vorbește aici în Belgia. Germană, franceză, amestecat acolo, așa se numește limba flamandă, flamanzi. Aici sunt în zona flamanzilor, sunt mulți flamanzi, care este zona de flamanzi, da? Și zona de Belgie, belgieni. Da. Și cam așa, vedeți că are și umbrele. Dar încă mesele, așa cum v-am spus, nu au scos mesele, nu au scos încă scaune. Și așa că Iosif este aici așa. O să vină și Nora, că s-a dus să-mi aducă. Da? Poți să mă filmești pe mine, Iosif? Da. Stai acolo jos, așa frumos. Așa, ca să mă vadă și pe mine, prietenii. Da. Frumos și dragi și scumpele noastre surori minunate care Amin. Îmi trimite atâta încurajări. Amin. Spuneți-mi dacă îmi stă mai bine cu ochelari sau fără ochelari. Eu nu pot să stau fără ochelari, asta e problema. Aș vrea să stau fără ochelari, frasurori, dar mă doare capul, mă doare da. Ochii, nu pot. Să stau fără ei, m-am obișnuit cu ei și nu pot. Lăsați-mi un comentariu acolo. Da. Dacă îmi stă cu ochelari sau fără ochelari. Acum... Nu. No. Se aduce ochelarea acum? Da. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe Amin. Toate surorile mele și pe toți prietenile mele, pe toți prietenii noștri. Amin. Că pentru că Iată ochelarii. Suntem o echipă, oare cum s-o Vai de mine și de mine, lasă că e bine acum. Da. No, ia că așa, acum am ochelari. Da. Vă mulțumim la... toți prietenii mei încă o dată, vă mulțumim din suflet. Vă mulțumim la fiecare în parte pentru toate comentariile frumoase și pentru toată iubirea și căldura care voi vă arătați față de noi cu comentarii frumoase pentru Nora, pentru Iosif, pentru da. Marcel, da. Pentru Abel, da. Și Abel pentru cei care nu știu. Abel este băiatul meu da. Cel mai mic. Da. Pentru cei care nu știu, eu mai am un copil de 30 de ani, băiatul cel mai mare, care da. Îi cheamă Marcel. Da. Are 3 copii, are 2 fete și un băiat. Hai. Ia ca așa. Da. Da. O luăm pe aici așa, nu? Aici? Pe unde am luat-o atunci? Am luat-o dincolo, prin parc. Prin parc. Vai, Doamne, dar uite cum stă părul Nora! Aiure. Asta care am pe cap. Cum era? Așa mergem, Iosif, mergem pe aici așa și mergem prin parc, da? Așa o să mergem. Nu, hai, coborâți. Ai grijă, Iosif. Mamă, ce soare frumos. Nu, hai. Gata. Mie nu-mi cald. Lasă, eu m-am îmbrăcat așa. Lasă-mi fie mai bine să-mi fie cald decât să-mi fie cum a fost ieri fri. Nu mai. Hai să vezi ce ne încălzim noi. Și hai să vezi ce se încălzește și Iosif. O să-i fie cald. Da, da. Nu? Da. Mai ținem așa. Așa mai ținem. Ia că așa. Da, e bine Mergem așa. Așa.
ca să puteți să vă vedeți și voi în cadru, să vă vadă prietenii noștri. Da. Pentru că ai văzut, ne trimite mesaje și ne spune noi vrem să ne uităm la voi. Da, ne place de noi. Da. Da. Așa de putem uita și soarele, pentru că nu am pe lante ochi, mă doare ochii, tot îmi vine lacrimi, da. Pentru că nu. Lasă, Nora, că ești tânără, dar ce? Ești tânără și de ce să nu porți ochelari? Lasă! Când e soare mai tare, o să iau și eu. De ce să nu? Auzi acolo. Da. Mamă, ce frumos! Da. Este o vreme da. Super fain. Superbă, să te plimbi din drag. Da, da, da. Mamă, ce soare, ce frumos e. Da. Așa. Așa. Ce frig ne-a fost! Aia, ne-am înghețat el, da, frasurilor! Da, și pare destul la dinți și la gât! Da, acum, da, slavă da. Domnului că mă simt mai bine! Da. Și la dinți, glorie Domnului! Mai am un pic, am acolo infecție, dar slavă Domnului că da. Mi-a fost frig că mi-am luat baticul ăsta mare! Bine, pentru că... Da! Lasă să fie cald! Mie îmi place căldura, frasurilor, mie îmi trebuie căldură la coloană, trebuie căldură. Când ai probleme cu coloana, când e frig, știe surorile noastre care mi-a scris că și are probleme cu coloana, că la frig te doare coloana, te doare toate oasele. Așa-i? Da. Lasă, mamă, că te duci tu acasă în România și o să stai tu acolo. Acolo este tare. Cald, da. Mă căldură este acolo. Da. Acolo e mai cald, sigur. Da. E mai cald ca aici, în Belgia. Da. Păi, acasă muream de cald. Da, are, soarele este mai puternic acasă. Da, la umbră este. În România. Aici orice căldură va fi, nu e soarele așa puternic. Da, da, este frumos. Da. Cum mai este frumos? Unde mergem, mamă? Mergem, mamă, așa, Iosif. Hai să vezi tu pe unde mergem. Dar deschide-te la geacă că te încălzești. Da. Iosif, hai să te încălzești. Da. Să-ți fie cald. Da, da. Nu ți-i cald. Sigur, hai să vă arăt așa. Ia, uitați aici, dă-i porumbei. Da, da. Dă-i porumbei. Sigur. Nu, bun, frasurilor, mai revenim. Revenim că... Vai, Doamne, ce soare, da. Mai revenim mai încolo. Hai că a luat Nora camera, da. Pentru că... Eu nu mai pot să mai spun, că mă doare mâna. Da. La cameră. Da. Oh, ce frumos este... Soare. Eu sunt îmbrăcată de iarnă, ia uitați! N-are problemă! Da, lasă, că nu-i chiar așa cald. E soare, dar nu-i chiar așa cald. Nu-i chiar așa, da. Da. Da, da. Da, da. Mergem. Și ne plimbăm, și ne facem treburile. Da, sigur că da. Așa-i. Cine să ne facă? Dacă nu le facem noi, cine să le facă? Da, da, da. Da. Și fac eu cu asta la duc. Da, da. Hai, du-l la mine. Acum m-am încălzit, lasă la mine așa. Pune pe centă. Așa. Da.
fain la soare. Da. Este foarte fain să mergi la plimbare pe soare. Aici așa, nu simți, n-ai așa, nu da? Familia ta. Hai pe aici așa, Nora. Pe aici mergem. Nora, nu m-a confirmat că nu mai... Să arăt florile așa. Da, mergem, arăt la flori. Ia, da, mergem pe parte. Suntem iară la flori. Da, hai da. Că revenim, Nora, hai că revenim. Vă apreciem și noi așa cum... Vă apreciem și noi. Așa cum și voi ne apreciați pe noi. Ne iubiți, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Nu-i frumos să faci pe cineva mincinoasă, doamna care a trimis acolo. Domnul Iisus să o binecuvinteze. Bun, revenim. Bun. Am ajuns, frasurori. Am ajuns la spital, uitați. Asta e spitalul. Am ajuns prea devreme, mai avem încă o jumătate de oră. Am venit că, nu, știu că cu Iosif... Vin mai încet și să nu-l grăbesc. Ne-am gândit să venim și dacă ajungem mai repede. Mai stăm, așteptăm. Da. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Așa cum am spus pentru sora care ne-a trimis mesajul. Domnul Iisus să binecuvinteze. Mobila dragă este a noastră. Tot ce avem în casă este a noastră, a nostru, tot ce e cumpărat din bănișorii noștri. Așa că vă mulțumim. Noi nu ne supărăm. Noi vă binecuvântăm în numele Domnului, da? Fiți binecuvântate și mângâiate de Domnul nostru Iisus Hristos. Suntem la spital, am ajuns prea devreme, mai așteptăm. Da? Părul meu se duce când în stânga, când în dreapta. 25. Hm? 25. Da, vezi? Mai avem o jumătate de oră, Iosif. Dar lasă că mai stăm un pic aici așa și așteptăm. Nu-i cald ca să, Doamne, acum să nu poți să stai... Chiar îți trebuie ceva, așa. Chiar dacă este... Chiar acolo e rece, Iosif. E rece, e foarte rece. Nora, nu sta acolo că e rece. E foarte rece. O să mergem să ne căutăm acolo un... Înăuntru, da, am ajuns, revenim când ieșim afară din spital. Frați, surori, prieteni dragi, ne-am întors de la spital unde am fost la dinți cu Iosif. Am venit un pic și am făcut niște cumpărături. Nora are două plăci așa mai mici. Iosif e cu ea, dacă întrebați, a, lăsați pe Nora că se duce ea, păi ea trebuie să ne ajută, eu sunt bolnavă. Iosif este bolnav, da? Nu este greu ce are ea acolo. O să vedeți voi când o să ajungem acasă, vă arătăm ce am cumpărat. Da. În fiecare zi, frasurori, noi venim și cumpărăm tot câte ceva. Și am stricat aproape 38 de euro, ce mai? Da. 39 de euro pe două plăci. O să vedeți voi ce am cumpărat acasă, că niște ouă. Ce am cumpărat acolo? Ce să facem? Este scump. S-a scumpit foarte mult. În fiecare lună se scumpește tot mai mult. Da. E frumos. Uita ce soare e. Da. O să mergem acasă, frasurori, și acasă o să vă arătăm ce am cumpărat de la Intermarché. O să mâncăm și noi ceva. Da. Și cam atât a fost. Ce să facem? Da? Revenim de acasă. No, bun. Am ajuns acasă, frasurori. O să vă arătăm ce am cumpărat, da? Am luat niște roșii. Uitați așa. Niște roșioare, niște roșii. N-am luat mult, un pic. În fiecare câte puțin. Am luat niște ouă. Una și una era gratis. 3 euro.
costa 3 euro cutia și una era gratis. Da. Și are 12 bucăți într-o cutie. Am luat 4 bucăți. Ca să avem. Mi-am băgat în coșul ăsta așa frumos. Știți voi că bunicii noștri mereau cu coșul în piață și cumpărau ouă? Și maică mea merea așa. Avea un coș din ăsta și când cumpăra de Paști, de Crăciun, ouă, mergea așa cu coșul ca să nu se spargă ouăle. Da. Și nu erau la cutie așa. Dar de unde? De unde să fie la cutie? De unde să fie fasolul la cutie? Erau așa, cum ducea lumea în piață să vândă. Și prăjitura noastră care am făcut-o ieri, vreau să vă spun că e o bunătate. Ce să vă spun, fasolul? E o bunătate. Să vă arăt că e o bunătate? Ia uitați ce moale e, cum se rupe de faină. Uitați. O bunătate, o bunătate, da. Cafea merge. Da. Nu bun. Am luat un cașcaval. Așa. Niște șuncă presată, parizel. Niște salam. Așa. Am luat niște jambon, șoncă, noi spunem așa. Am luat niște castraveți. O să mâncăm rană rece acum. Rapid, rapid, rapid. Așa, am luat o brânză cu usturoi. Mie-mi place. O să o servesc așa cu astea, că am pus ouăle la fier. Are usturoi, vedeți? Brânză cu usturoi. Da. Brânză cu usturoi. Am luat niște piept de pui. Spune că are promo, 5,80 euro. Cutia, două cutii. Mai am luat niște salam din ăsta de vară. Așa. Și un pateu de porc. Eu cred că fi de porc. N-are cum să nu fie. Da. Eu cred că de porc, de ce o fi acum. Mai contează. Cam așa, astea sunt cumpărăturile noastre care am cumpărat. În fiecare zi cumpărăm câte ceva, frasurori, pentru că, iată, ne trebuie. Vedeți? Am venit de la spital cu Iosif, ne este foame la greu și ne-am gândit ca să mâncăm repede, repede, să ne facem ceva de mâncare. Ne-am dus la magazin și ne-am luat ca să mâncăm. Pentru Iosif am pus să pun să fiarbă orez. El o să mănâncă orez cu ton și cu niște ouă, un pic de crastaveți, un pic de roșii și asta va fi mâncarea lui. Eu și Nora o să servim așa, în astea, bunătățile astea. Da. Da? Și cam atât. Da. Revenim, Nora. Am revenit, frasurilor, prieteni dragi, Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi. Acum vrem să ne pregătim, să luăm masa. Da. Iosif, uitați ce mănâncă Iosif, regimul da. Lui. Da. Da, un pic de cașcaval merge, așa de gustare, să gustă da. Și el. Da. Noi, așa cum v-am spus, o să mâncăm, să luăm masa, îmi pregătesc și eu, îmi pregătesc și la Nora. Am fiert niște ouă, uitați, așa. I-am pus în apă rece. Cu niște crastaveți, așa cum v-am arătat, cu niște brânză din asta cu usturoi. Super, eu o să o pun pe pâine așa și o să mănânc așa. Da, da? Așa o să mănânc. Hai că revenim, Nora, să pregătim. Da? Nu, ne-am pregătit masa, frasuror, uitați ce mâncăm. Așa, niște ouă ferte cu niște ceapă roșie. Ce vedeți? Cu niște brânză de usturoi, cașcavaluri, ce vedeți voi? Ia că și platoul lui Nora. Eu și vreau să vă spun că avea o foame de lup, da. Vă spun, că n-am mâncat nimic săracu și aproape ora 1 trecut. Da. O prăjitură ce-am mâncat de dimineață. Da. Și n-am mâncat cu pâine. Și n-am mâncat da. Cu pâine, da. Acum eu să mănânc cu pâine, Nora. Dar pe noi suntem noi. O să
să-mi tai și ceapa asta roșie, vă ai de mine și de mine. Așa, să mănânc. O bunătate. Dar ce frumos miroase. Ceapa, pus, place ție, Nora. Tu ești cu ceapa. Tu ești cu ceapa, îți place. Așa. Nu, bun. O să mâncăm, da? Au bunătate. Niște șuncă. Cu o brânzică din asta, așa, pe pâine. Usturoi. O bunătate. Dar cine este foame, vai de mine și de mine. Da. Nora, poți să pui acolo așa camera și să te pui și tu. Da. Ai terminat, Iosif? Da. Mâna asta. Bravo, bravo. Te-ai săturat? Da, da. Iată, vine și Marcel. Da, vine și tata. Noi suntem, noi am fost singuri, el s-a dus singur. Da. La spital. Poftă bună să aveți. Mulțumim, poftă bună și vouă vă dorim. Pacea Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze, oameni buni, frați și surori. Acum am ajuns și eu de la spital, am fost să-mi fac un rendezvous. Da? Și voi să aveți poftă. Mersi. Și să vezi să fac. Să-mi duc și eu. Doamne, mă. Să vii și tu aici, să-ți da, pregătești și tu un platou. Bine. Să-ți vin masă. Nora. Gata. Vrei să guși și tu din brânza aia, să-ți pui pe pâine, să vezi ce bună e. O bunătate cu usturoi, că ți-e-ți place usturoiul. Îți face o poftă de numai. Doamne, ce bună e brânza asta cu usturoi. Să văd, să văd. Hai să-ți pun și ție un pic pe pâine. Ia, Iosif, și tu, să guști. Ce bună e! Nu? Îmi place. Cam asta e. Uitați, se va intre mașină. Da. Cine vrea să-și cumpără? E bună. Și sunteți aici în Belgia, puteți să cumpărați. Cea mai ieftină, cu marca asta, cea mai ieftină. Da. O bunătate de brânză. Mai ales cu mâncarea asta ce mâncăm noi acum. Vă dați seama, ulala. Dar nu ți-ai adus farfurie și nu ți-ai adus... Eu am aici. Da. Ai făcut randevu pe data de 26. Nu, azi e mult mi-a dat randevu. Trebuia să-mi dea mai repede. Da? Și să vedem ce mâncăm și noi. Ups! Nu mai știu să mănânc de aici. Ce mănânci? Nu știu că asta. O oferte, după asta aveți ce mâncăm noi. Ce mâncă, că-mi place mie. Asta vrei? Cum vrei. Îți place Nora? Da? Și ce mai? La huntă nu vă placă, mă, nu vă place ouă, fiertă, steagă, franță, să văd aici salamoase,
Că noapele, toate. Nu mai știm de unde să mâncăm. Da? Da. Și cu ceapă roșie? Și nu ești bun, tata? Ce mă știu? Foarte bun. Da? Știu că și-o am mâncat ieri. Ustă pe pâine. Afară e soare, dar bate vânt rece. Da, da. Bate vânt rece, da. Da, ieri a fost mai frig. Vrem să încheiem? Dacă vreți. Să încheiem filmarea? Dă-i tu. Cam atât pe ziua de astăzi. Vă mulțumim. Vă încredințăm în brațul Domnului. Ne vedem la următorul episod, la următoarea filmare. Pe curând. La revedere! La revedere.